Primarul municipiului Bacău, Romeo Savarache, și oamenii de afaceri Liviu Cenușă și Liviu Goian rămân în arest. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins contestația inculpaților împotriva deciziei Curții de Apel Bacău, prin care au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Cazul celor trei a ajuns la Înalta Curte de Casație și Justiție după ce Curtea de Apel Bacău a revocat măsura punerii în libertate sub control judiciar, decisă la 26 iunie de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul instanței. Revocarea măsurii și înlocuirea ei cu arestul preventiv s-au făcut în urma încălcării de către inculpați a limitelor controlului judiciar. Concret, ei au părăsit arestul IPJ împreună și au plecat cu același autoturism, ieșind pe o ieșire secundară spre a evita, spun inculpații, contactul cu presa. Codul de procedură penală prevede să interzice inculpaților eliberați sub control judiciar să se apropie de ceilalți co-inculpați, precum și să comunice cu aceștia direct sau indirect pe nicio cale. Ordonanța de reținere emisă de DNA pe 26 iunie arată că în sarcina primarului Romeo Savarache sunt puse 5 cazuri de luare de mită, în valoare totală de 2,39 de milioane de lei prin intermediul lui Liviu Goian, Liviu Cenușă, dar și al lui Constantin Apostol, director al ADRN, cercetat în stare de libertate. În același dosar este inculpat și afaceristul Costel Cășuneanu, acuzat de dare de mită.